Dispozitivele mobile sunt nelipsite din viețile noastre, mulți români petrecând din ce în ce mai mult timp în fața display-urilor. Acest lucru duce rapid la descărcarea bateriei, motiv pentru care stăm pe telefon în timp ce se află la încărcat. Află de ce ar trebui să renunți la acest obicei. Mai multe mituri au fost lansate cu privire la utilizarea telefonului în timp ce se încarcă. Cu siguranță ai citit dintr-o sursă că unor persoane li s-a întâmplat să le explodeze bateriile în timp ce se aflau conectate la priză. Mai mult, la un moment dat, Samsung Note 7 a fost vedeta multor publicații, fiind considerate periculoase dacă sunt aduse la bordul aeronavelor din cauza presiunii care determină bateria să explodeze. Acestea fiind spuse, dacă ești una dintre persoanele care utilizează telefonul în timp ce se află la încărcat, află că riscul de a fi expus unei explozie este extrem de mic sau chiar inexistent. Totuși, utilizarea telefonului în acea oră, având în vedere că în prezent tehnologia ne oferă posibilitatea fast charging-ului, poate determina bateria să se supraîncălzească. Acest lucru are loc de asemenea atunci când te joci pe el sau îndeplinești niște task-uri complexe. Dacă însă deblochezi telefonul pentru a verifica noutățile de pe aplicațiile sociale sau să răspunzi la un mesaj pe WhatsApp, telefonul tău mobil va face față cu brio acestor cerințe atâta timp cât display-ul nu stă prea mult aprins. De asemenea, supraîncălzirea mai poate apărea atunci când nu utilizezi un încărcător original al producătorului telefonului tău. Așadar, dacă ai un astfel de încărcător, se recomandă să îl lași la încărcat până formează un ciclu complet. Abia apoi te poți bucura din nou de dispozitiv. Se mai recomandă ca încărcarea telefonului să fie efectuată până la capacitatea de 80% a bateriei, fiind suficient pentru o utilizare optimă, dar și pentru o durată de viață mai mare a acesteia. Relatează playtech.ro.